Ministrul Sănătății este tot mai sigur că românii vor reveni la o viață aproximativ normală în curând. Alexandru Rafila a precizat că în perioada următoare se vor ridica o parte dintre măsurile restrictive, urmând ca până la Paști să fie ridicate toate restricțiile. Având în vedere faptul că tulpina Omicron se transmită mult mai ușor decât tulpinile anterioare și lucrul acesta este certificat de un număr mare de cazuri din România și din întreaga lume, principalul indicator este numărul de paturi pe care îl avem în spitale, pentru că dacă ne uităm, în București avem o aglomerație în spitale. Eu zic că poate da, poate nu, dar ar fi bine, ca să vă spun și de ce. În toate țările de Occident s-au ridicat restricțiile, numai România rămânem cam printre ultimile locuri, cam cum sunt și suntem. Eu zic că da, eu zic că sunt optimist, eu zic că da. Deci nu toate, e cert că mă refer la restricție cu mască pe stradă, restricție la localuri, cafe-baruri, cum, da, uite Elveția, gata, se intră în Elveția fără vaccin. Austria, tot fără vaccin, numai cu test PCR, Germania, la fel, deci nu mai sunt restricțiile care au fost înainte. Părerea este foarte bună. Și una din restricții ar fi cu purtatul măștii, da? Da. A fost greu în această perioadă, în acești ani în care a trebuit să purtăm mască? Să... Foarte greu. Foarte greu. Foarte greu că e vârsta, e boală, eu știu, mai multe se adună. Apar probleme respiratorii? Și asta, și... Săptămânile următoare se va renunța la o parte din restricții, ulterior vom renunța și la starea de alertă, dar totul se va face etapizat în funcție de gradul de ocupare din spitale, a precizat Alexandru Rafila potrivit știrpesurse.ro. Totodată, ministrul Sănătății a declarat luni că nu există momentan motiv pentru a renunța la izolarea persoanelor care sunt infectate cu COVID și au alte simptome. Doamna, a făcut pandemia acum 30 de ani în București. Nu știu, în mod normal ar trebui să ne vaccinăm, dacă a apărut vaccinul, l-am făcut Johnson în 7 iunie și în rest ascultăm de medicul de familie, părerea mea. Domnul ministru are o părere conceptuală, ca medic, probabil ca ministru, de organizator. Cam atât pot vorbi și mă pot exprima în termeni medicali, să zic, de acum 30 de ani. Trebuie să stea la izolare și dacă este bolnav de gripă, este bine să stea în izolare. Discutăm despre două lucruri diferite. Una este gravitatea bolii, gravitatea evoluției și altceva este izolarea. La orice fel de viroză este bine să stai câteva zile în izolare, încât să nu-ți îmbolnăvești colegii, familia și așa mai departe. Nu avem de ce să renunțăm la izolarea persoanelor care sunt infectate și au simptome, a explicat Alexandru Rafila.